Nicolae Negumeranu, mulțumesc pentru amabilitate, pentru acest interviu. Mai greu reușim să te vedem prin țară, pentru că, așa cum știm, lupți în UFC, lupți des. Cum e acum în perioada aceasta să vii acasă? Ador perioada asta. Ador când trebuie să vin acasă, să-mi văd familia, să simt aerul de aici, din România. După ce câștig meciul, cam asta ar fi cea mai fericită senzație, când vin acasă și îmi văd familia. Pentru că vreau totuși să luăm această poveste de la început, mă întorc în timp cumva și te întreb cum te-ai apucat de acest sport și de ce? De unde pasiunea? De mic copil mi-am dorit să fac un lucru măreț și am fost pasionat de toate sporturile posibile. Totul a început când l-am văzut pe Lucian Bute, da? Și pe Sandu Lungu, pot să zic că ei au fost oamenii care au făcut declicul de a începe eu cu adevărat sportul de performanță. Și de acolo a început totul. Am vrut să fiu și eu un campion cum erau ei. A venit și din familie cumva? Aveai pe cineva care făcea? Sau din partea ta pur și simplu ai simțit că vrei să faci, că ai o chemare către acest sport? Nu, în familia mea n-a făcut absolut nimeni sport de performanță. Absolut nimeni. Nu, am simțit chemarea asta. De mic copil, de când mă știu, am simțit chemarea asta spre sport. Cum ai ajuns prima dată în sală? Am ajuns destul de târziu în sală, din anumite motive. La 17 ani, eu mi-am dorit să fac box, că Lucian Bute era atunci pe campion mondial și am zis, gata, vreau să fiu și eu un campion mondial ca Lucian Bute. Am vrut să fac box, m-am dus la Dinamo Brașov, știind că acolo se face box și, din păcate, se închisese secția de box. Și m-a întrebat cineva de la Dinamo ce ai vrea să faci, că box nu avem, lupte sau judo? Că astea sunt sporturile de contact ce le avem. Și lupte mi s-a părut, după cum suna, un sport mai periculos. Și am ales să fac lupte. Și n-a fost întâmplător că am ales să fac sportul ăsta. Știu că a fost cumva și o poveste în spatele acestui moment. Ai tăi nu au știut că tu mergi, nu? Parcă așa era povestea. Da, cum să zic, nu că n-au știut, dar nu prea au fost de acord. Ei fiind niște oameni simpli, ziceau, bă, trebuie să muncești, trebuie așa, nu, ce e la sport, nu știm ce e la. Da, și m-am dus singur, cu sora mea m-am dus să mă înscriu. Cum a fost primul antrenament? A fost destul de dificil. Eu, știindu-mă tare și ajungând în sală și am văzut că era unul mai mic ca mine care m-a trântit, am zis, bă, ce se întâmplă, că eu mă știu tare. A fost destul de dificil, dar pot să spun că mi-a plăcut extrem de mult. Deci a fost o zi specială atunci. Ai tăi? Ce spuneau? Bine, e vorba doar despre mama, că tatăl meu murise când aveam 10 ani. Ea n-a zis nici nu, nici da. În schimb, nu prea era de acord că tot timpul veneam lovit la antrenament. Ba, mă durea un genunchi, ba, un picior. M-am lovit la gât, mai făceam cât o eczemă de la saltea și nu mai întrecea și tot timpul zicea, bă, lasă-te, ce tot continui, nu vezi că nu m-a accidentat, ce faci tu de fapt acolo? A fost grea perioada aceea de început pentru tine să, nu știu, să ai echipamentul de care ai nevoie, să ai alimentația, știm că sportul de performanță necesită astfel de lucruri. Când iubești ceea ce faci, nimic nu este greu. Îți dai seama, a fost o perioadă destul de grea. A fost o perioadă grea pentru că n-aveam susținere financiară din partea familiei, dar nu că nu vreau ei să-mi dea. Nu era posibilitatea în familie. Dar luptele, cum să zic, nu e un sport foarte costisitor. Adică ai o pereche de ghete, o pereche de pantalon scurți, un tricou și ai dat drumul la antrenamente. Știu că tu ai o familie numeroasă, nu? Cum e cu ei? Cum e să crești așa frumos alături de ei? Când eram mic, tot timpul când trebuia să împărțim ciocolata, napolitanele, nu-mi convenea, că eram mulți. Am zis, bă, aoleu, și așa puține, mai trebuie și să le împărțim. Dar acum, nu știu, e un lucru extraordinar să ai foarte mulți frați. Plus că noi ne ajutăm între noi și fiecare avem meserii diferite și apelăm unul la celălalt. E extraordinar. Cum sunt împărțite meseriile în familie?
Deci, fratele meu, cel mic, e stilist, el mă tunde, da? Deci el are grijă de imaginea mea. Unul dintre frații mei mari, el construiește, e constructor de meserie. Unul crește animale și sora mea este avocată. Îmbinăm și mâncare și pe partea asta de avocatură și partea de frumusețe. Acoperiți toate domeniile. Exact, așa, ușor, exact, ușor. Da. Cum era perioada aceea în care te luptai? Erai nevoit, spuneai tu, de situația aceea financiară care nu era foarte fericită? Trebuia să faci și altceva pe lângă antrenamente extra pentru a-ți câștiga cumva un venit? De la vârsta de 15 ani muncesc. Până și acum sunt în UFC și am două joburi, înțelegi? Într-adevăr, unde muncesc, muncesc la două cazinouri ca șef de pază și managerii de acolo, patronii mă știu nivelul la care lupt și mă înțeleg, adică nu mă stresează. Doar când vin acasă încep să organizez toată treaba și dar pot să spun că la primul contract în UFC lucram la club ca bodyguard, deci vinerea, sâmbăta eu eram de muncă. Da, pentru că la început nu câștigi foarte mulți bani din sport și trebuie să și muncești. Ai fost la un moment dat nevoit să te învoiești de la muncă pentru a te lupta, pentru a avea un meci? Da, de multe ori, da. De foarte multe ori. De multe ori, uite, competițiile erau în weekend și eu weekendul lucram pentru că în timpul săptămânii preferam să mă antrenez. Dar am dat de oameni buni care m-au înțeles și reușeam, adică mă învoiam și nu era nicio problemă. În cariera ta, sigur, mulți pași dificili de făcut, ai trecut peste ei, ai ajuns aici, dar vreau totul să te întreb când ai simțit că se poate, că poți ajunge la nivelul acesta. De mic copil am știut că totul e posibil, știi? Dar mai ai momente când te gândești la UFC și ce înseamnă promoția și zici, băi, e imposibil să ajung acolo, știi? Pentru că e o promoție atât de puternică și știu că eram mic copil și mă uitam la gale și vedeam ce lupte erau acolo. Zicea, bă, mi se pare ireal să te lupți așa. Dar pot să spun acum, prin toată experiența prin care am trecut, că absolut totul este posibil. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu are grijă de munca ta și o răsplătește. Tu ai crezut în acest vis? A devenit realitate. Cum te-ai simțit când ți-ai văzut visul acolo? Visul devenind realitate și tu acolo pe cea mai mare scenă, da, a MMA-ului. Știi care e chestia? Nu prea îmi dau seama la unde am ajuns. De multe ori cred că e... Când obții un lucru, crezi că e normal, știi? Deci nu te mai... Îți dai seama, sunt bucuros, sunt fericit că am ajuns aici. Știu la ce nivel lupt, dar acum îmi doresc mult mai mult. Nu sunt mulțumit doar de poziția asta în care am ajuns, în care am câteva victorii în UFC și sunt luptător. Nu, vreau mai mult, vreau campion mondial și după aia mult mai mult, dar nu neapărat legat de sport, nu știu. Deci nu te oprește nimic. Da. Am alte vise, părerea mea, mult mai mari decât sportul, dacă îți vine să crezi, da. Ce anume? Nu știu, îmi doresc că după sport să-mi dedic viața ajutând oameni. Te-ai gândit și la un plan anume, ce ai vrea să faci în acest Da, sens? Da, m-am gândit la un plan, dar Dumnezeu îmi dezvăluie mai multe lucruri când o să mă apuc de lucrul ăla. Da. De unde e? Te văd un tip, și știu că ești un tip credincios, de unde ai moștenit lucrul acesta? De la mama mea, ea este o femeie foarte credincioasă și ea ne-a ajutat foarte mult. Și nu neapărat din punct de vedere financiar sau prin rugăciunile ei. Toți frații mei suntem, așa zicem noi, niște copii educați. Și toți ne întreabă, bă, dar cum, ce metodă aplica mama voastră de a-ți ajuns așa? Și îți dai seama, având 5 copii, e greu să te ocupi de fiecare în parte, dar seara stând la rugăciune, rugăciunile ei au lucrat din spate.
rugăciunile acestea le simți, te ajută și când știi că ai o luptă? Da, 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 da. Știu că mama mea e talismanul meu norocos. Și orice problemă am avut, maica mea mi-a dat dinainte rezolvarea. Dar n-am ascultat-o niciodată. Pentru că am zis, bă, nu prea știa ce vorbește, că e în vârstă, nu știe ce, mai ales problemele legate de sport. Ea mi-a spus rezolvarea, dar eu n-am ascultat-o, da. Acum o ascult, pentru că am învățat din greșeli. Am ajuns la vorbele ei, exact. Și când am fost accidentat cu spatele, când am stat 2 ani de zile și n-am putut să lupt, pentru că am avut o operație și după operație nu mă simțeam foarte bine. Maica mea mi-a spus din prima rezolvarea la problemele mele și n-am ascultat-o. Acum ai învățat cumva. Acum am învățat din greșeli, că asta e important, să învățăm din greșeli, am învățat din greșeli și acum o ascult. Când mă sună și zice, vezi că trebuie să faci aia fac.